Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi în studioul Constanța News și am un invitat cu care voi discuta despre cum poate un oraș să crească. Și vorbim de creștere atât în stilul de viață al oamenilor, în ceea ce se întâmplă în oraș ca și construcții, ca și reabilitarea unor construcții existente, dar mai ales de proiectele de viitor pentru un oraș din județul Constanța. Și nu este vorba despre orice oraș, vorbim astăzi despre Hârșova cu domnul primar Viorel Ionescu. Bun venit în studioul Constanța News, ne bucurăm să vă avem, iată, la Constanța. Mulțumesc frumos, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, înainte de orice, aș vrea să vă întreb cum v-a găsit anul, cum caracterizați începutul de an 2020? Optimist și în forță. Asta e bine. Da, da, da. Optimist și în forță pentru că, spre mulțumirea mea, în sfârșit, deja încep să se vadă rezultatele muncii mele și a echipei mele pe care o administrez mult de față. O spun de fiecare dată și o repet de fiecare dată și o voi spune și acum, munca și campania nu se face în ultimele ani de mandat, ci se face timp de 4 ani. Și ați muncit timp de 4 ani, iar aceste proiecte, aceste investiții la care lucrează un primar, nu se văd sau nu se fac peste noapte, se fac în niște luni, poate chiar ani, când e vorba de avize, când e vorba de lucruri de, eu știu, la care depind și de acordul altor instituții ale statului. Și ați avut partea dumneavoastră de piedici, ca să zic așa, în toate aceste demersuri, ba chiar pe unele dintre ele ați reușit să le depășiți, la altele, cu altele încă vă luptați, pentru că sistemul din România, birocrația din România este de așa natură încât vă poate pune ca și primar piedici. Nu vreau să discutăm astăzi despre chestiile negative neapărat, dar dacă ar fi să discutăm despre ultimii 4 ani, care este regretul dumneavoastră și după aceea trecem la chestiile pozitive? Regretul meu pentru acești 4 ani, nu pot spune că este un regret al meu personal. Exact cum spuneați dumneavoastră, cred că este un regret al legislației noastre. De ce? Pentru că în momentul de față o pot spune, repetăm, regrete, că am două. Regrete sunt două proiecte, și anume proiectul de construire a blocurilor de către Agenția Națională de Locuințe a blocurilor pentru medici, care în momentul de față s-a oprit, dar s-a continuat. Chiar aseară am avut o ședință de Consiliu în care, urmare unei adrese de la Agenția Națională pentru Locuințe, am reactualizat indicatorii tehnico-economici pentru utilități, obligația orașului în acest proiect fiind de a asigura terenul și utilitățile, iar blocul îl construiește Agenția Națională pentru Locuințe. Ca urmare a ordonanței 114 cu creșterea salariului minim în construcții, au apărut, știu eu, să spunem, neînțelegeri între Agenția Națională de Locuințe și constructor, motiv pentru care au reziliat contractul, urmând să scoată la licitație diferența de lucru. Deci trebuie din nou trecut prin toate procedurile. Doar rămas. Ce a rămas de executat, da. Normal că ne-au făcut și nouă adresă să ne facem și noi partea noastră din proiect, și anume ce vă spuneam de să actualizăm indicatorii tehnico-economici la utilități. Am făcut-o, transmitem luni la prima oră către ANL hotărârea de Consiliu, urmând ca ei să scoată din nou pe SICAP restul de execuție. Și al doilea lucru de care spuneați? Iar al doilea pe care îl regret, la fel, într-un caz similar, acum autoritatea a fost cea care, sau este cea care gestionează acest proiect, privind reabilitarea stadionului. Acel proiect pe care unii, într-un mod ironic, îl intitulează proiectul de oi. Nu, e un proiect mare, frumos, amplu, mie îmi place. Am discutat acest proiect aseară, și acest proiect aseară în ședința de Consiliu, l-am explicat. La fel, numai că acolo nu a mai fost o neînțelegere între autoritatea locală și constructor ca urmare a ordonanței, să spunem, 114, ci efectiv constructorul din primăvara anului trecut nu a mai venit să mai efectueze lucrările. Și atunci a trebuit, am încercat, am discutat și am fost și la autoritatea de management să cerem păreri. Mi se zice, doamne, încercați dacă puteți să continuați proiectul. Până când, exact cum am mai zis, vorbă lungă, moarte sigură, am luat hotărârea să reziliez contractul cu această firmă. Acum am făcut expertiza în cursul acestei, săptămânii viitoare, că încă nu s-a terminat săptămâna, vom trimite expertiza la proiectant să facă o
reanalizare a lucrării rămase de executat și pe urmă vom scoate pe SICAP și vom continua proiectul. Deci aceste proiecte, vreau să spun că ce spuneați dumneavoastră, am un regret, nu pentru că am pierdut proiecte, ci pentru că efectiv ele au stagnat. Dar ele, o spun cu toată fermitatea, vor merge mai departe. Sunt contracte de finanțare semnate, asumate, ele vor merge mai departe. Numai că... Atunci când depind și de alții, e greu să gestionezi tot aceste lucruri. Da. Aici avem o problemă, un alt regret, dacă mă întrebați pe mine, este și tot, nu știu, undeva acolo sus, legislația trebuie schimbată sau trebuie gândită. Avem o lipsă pe piața forței de muncă, acum toată lumea o recunoaște în toate domeniile, inclusiv în construcții și inclusiv vreau să vă spun că am avut o problemă la un proiect pe fonduri europene, tot așa, de reabilitarea casei de cultură, nu am găsit, m-am ridicat pe SICAP odată, ne-a ridicat a doua oară pe SICAP, nu a venit nimeni și după aceea, cu acordul autorității de management, am intrat la negociere. Și abia am găsit o firmă, și nu este o firmă oarecare, ci este aceeași firmă care ne-a făcut studiul de fezabilitate. Da? Abia am găsit să vină să ne facă proiectarea. Deci, efectiv, avem probleme și la întocmirea documentelor, nu doar la construcția propriu-zisă, la execuție. Da, da. Deci este un regret, să spunem, cred că nu este doar al meu, este un regret al întregii societăți. Că avem în mod de față o lipsă în forță de muncă, o lipsă, nu știu, în dorința de a ne dezvolta. Nu știu să... Chiar și așa, Hârșova se dezvoltă. Ultima dată când am fost în oraș, se lucra intens la partea, și ăsta a fost, cred că, și un deziderat al nostru în acest mandat, ați investit foarte mult în educație. Și când mă refer la educație, mă refer la școlile, liceele, grădinițele. Ultima dată când am filmat în Hârșova un reportaj, am vorbit atunci despre felul în care există cataloge electronice, există supraveghere cu camere video, liceul este foarte bine dotat. Din punctul ăsta de vedere, sunteți mulțumit de tot ceea ce s-a realizat? Mai este de lucru în acest domeniu? Mai este mult de lucru. Întotdeauna este mult de lucru. Eu am mai spus, nu cred în perfecțiune, dar cred că putem fi perfectibili. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, eu dau o foarte mare atenție educației. Am mai spus-o, cine nu investește în educație, cine nu investește în cultură, este condamnat să, mai devreme sau mai târziu, să ducă un stil de viață mai... Găsiți dumneavoastră un cuvânt, mie acum mai vine în cap, mizer. Da, până la urmă asta e adevărul. Asta e adevărul, asta este realitatea. Avem nevoie de educație, da, într-adevăr. Motiv pentru care am și discutat cu cele două doamne directori. La școala gimnazială numărul 1, acolo deja este implementat catalogul electronic. La liceul teoretic Ioan Cotovu se va implementa foarte curând. Am discutat chiar ieri cu doamna director și mi-a arătat că a căutat oferte și va încerca acest lucru și cu siguranță o va face, pentru că din partea mea tot ce ține să spunem, dacă nu vor avea niște fonduri în limita bugetului pe care îl vom stabili, voi susține aceste demersuri. Catalogul electronic, am spus, nu doar acea frântură de catalog electronic, eu vreau întregul pachet, unde acolo nu e doar catalog electronic, ci este și o platformă în care elevii pot comunica și schimba păreri, teme între ei, pot comunica cu profesorii, profesori între profesori, cu alte școli ce au aderat la aceeași platformă. Și până la urmă și părinții sunt mult mai bine informați despre activitatea copiilor. Exact. Am spus, toate aceste lucruri le fac din prisma părintelui. Da? Mă gândesc, domnule, eu ca părinte, ce aș vrea pentru copiii mei? Să am un control... Că trebuie să avem un control, sunt alte vremuri acum, trebuie să avem un control asupra copiilor. Și atunci dacă reușesc și fac un sistem de educație mai bun pentru copiii mei, trebuie să înțeleagă toată lumea că voi face pentru toți copiii din orașul Hârșova, că ai mei nu sunt într-un glob de sticlă și restul sunt pe lângă afară, înțelegeți? Pe aceeași considerație am spus, vreau ca în școlile din orașul Hârșova să reușim împreună să montăm camere de luat vederi în fiecare clasă. Ok, e de discutat. Unii sunt pro, alții sunt contra. Dar eu le spun ca părinte. Pe mine mă interesează în orice moment să știu ce se întâmplă
cu ai mei copii, să știu că ai mei copii sunt în siguranță. Mai ales că între timp a apărut, știm cu toții, legea bullying-ului, da? Și atunci am întrebat pe cineva care, să spunem, e puțin contestatar acestei idei. Dom'le, cum puteți demonstra că un copil a fost umilit în școală? Dacă nu aveți camere de luat vedere. Și nu doar în timpul orelor, ci mai ales în pauze. Și mai ales în pauze. Atunci când nu este profesorul în clasă. Acum am spus-o, fără să supăr pe nimeni. Camere de luat vedere ajută ambele, să spunem, ambele părți. Și profesorul și copilul. Da? Uh-huh. Pentru că am văzut cazuri, și știm cu toții, în care copiii efectiv, la 15, 16, 17 ani, probabil, devin foarte, foarte răi și agresează, la modul verbal, agresează care didactice, să spunem, mai în vârstă sau poate mai, din punct de vedere al temperamentului, mai slabe, cum să spun. Da? E, pe de altă parte, știm că există aceste suspiciuni că poate profesorii nu vin la ore la timpul care trebuie să vină, sau poate că nu-și fac orele cum trebuie să-și facă, sau poate că la ore discută altceva numai despre materiale. Și atunci eliminăm aceste suspiciuni. Și atunci eliminăm aceste suspiciuni. Am spus, dacă nu avem nimic de ascuns și dacă avem toată bunăvoința în a ne face treaba așa cum trebuie să ne o facem, că suntem profesori, că suntem medici, că sunt primar, da? Adică, vine întrebarea acum, fără să fiu subiectiv, de ce eu ca primar trebuie să răspund pentru că sunt o persoană publică, dar un cadru didactic nu trebuie să răspundă atât timp cât se ocupă de educarea a 30 de copii atunci, sau 20 de copii. Și până la urmă și ședințele de consiliu sunt filmate. Plus am spus, de când am dat exemplu, da. Da. Vedeți, eu întotdeauna merg pe puterea exemplului. Dom'le, nu voi cere niciodată ce nu fac eu. Am spus, am pus ședințele de consiliu să fie înregistrate audio și video, da. Ok, ședințele sunt publice, asta nu înseamnă că ar putea fi înregistrate. Da? Sunt publice, poate veni oricine la ședințe de consiliu. Dar eu vreau mai mult, vreau să fie înregistrate audio și video și de când sunt eu primar se întâmplă acest lucru și le-am pus pe site. Am spus, mai avem puțin de lucrat la partea de sonorizare, dar este bine. Cine vrea e să audă... E un exercițiu de transparență. E un exercițiu de transparență, exact. Același lucru vreau și în alte instituții, cum se întâmplă școlile. Vreau catalogul electronic și întreaga platformă. Vreau să vă spun că ieri am dat o dispoziție, începând cu 1 februarie, efectiv, registratura în cadrul primăriei va fi electronică. Deci, o veste bună, iată. Da, este o veste bună. Trecem la un pas, este un prim pas, dar cred că este de fapt al doilea, dar este un pas principal în ceea ce înseamnă acea noțiune de Smart City. Cum primesc oamenii din primărie aceste, eu știu, această tehnologizare? Sunt oameni mai în vârstă, probabil, care nu sunt atât de la curent cu tehnica modernă. Cum v-ați lovit de piernici acolo? Da, am discutat cu toți colegii și le-am spus, doamne, trebuie să ne adaptăm. Pentru că asta înseamnă evoluție. E adevărat, persoanele mai tinere au zis, da, este ok, perfect, n-avem nicio problemă. Persoanele puțin mai în vârstă au fost puțin reticente, dar după ce au văzut platforma, au văzut cât este de facilă și cât este de prietenoasă, au zis, da, se poate, nu avem cum să... Aceleași persoane care poate acum contestă, știu eu, această informatizare, le-am dat exemplu, au trăit momentul în care, la vremea aceea, erau mai tinere, dar au prins trecerea de la mașina de scris la calculator. Corect. Și cei care lucrau la mașina de scris, când au trecut la calculator, le-a fost puțin mai greu. Dar când au văzut că o greșeală imediat o pot corecta fără să mai schimbe și să scrie din nou o pagină întreagă, așa, da. E mult mai simplu. Asta înseamnă evoluție. Nu trebuie să ne speriem de evoluție. Trebuie apropo să ne... de partea asta de tehnologizare, orașul Hârșova se transformă din acest punct de vedere. Am observat că zilele trecute ați făcut partea de achiziție, putem să-i spunem, pentru echipamentele necesare în programul de instalare antene de Wi-Fi în tot orașul. Da. Nu doar în centrul orașului, așa cum erau până acum, ci în tot orașul. Așa că oamenii vor avea parte, eu știu, poate și pe faleză și pe strada lor, vor avea internet wireless gratuit. Pentru că este meseria de să urmăriți. Eu încă nu am informat cetățenii cu acest despre acest proiect. Le spunem acum în premieră. Am vrut să fie un o surpriză, da?
Dar dacă tot are să o dezvolt puțin, da, este vorba de un proiect de implementat de Uniunea Europeană, Wi-Fi for EU sau Wi-Fi for EU, cum vrem mai spun alții, prin care vom asigura internet în spațiile publice gratuit. Și am gândit-o nu doar în centru, cum spuneați dumneavoastră, am gândit-o în parcurile centrale ale orașului Hârșova și acum pentru hârșovenile voi spune parcurile din port, cele două parcuri din port, unde bănuiesc că au observat că încerc să schimb zona respectivă, tocmai pentru a fi atractiv. În primul rând pentru noi ca și hârșoveni, când mergem la Dunăre să mai vedem și noi Dunărea, să ne plimbăm. Sunteți un om al Dunării până la urmă, da, veniți, cumva, trebuie, da. Veniți cumva din zona aia. Dunărea face parte din oraș, exact, da, face da. Parte din... Nu putem concepe Hârșova fără Dunăre, deci este absolut clar, și atunci trebuie să fim foarte aproape de ea. Și deschiși față de acea zonă care are un potențial turistic imens până la exact, urmă. Exact, exact. Și atunci am gândit în zona respectivă, în zona parcului central din, dacă spun, așa spunem noi, zona unei bănci, ca să nu dăm numele băncii, da? Corect. Ok. Parcul de la spital și am mai prins căminul cultural de la Vadoi, pentru că și Vadoi ține de comunitatea Hârșova, plus ferma 1. Adică m-am gândit să ofer de acum posibilitatea și celorlalte două comunități mai mici, care sunt la o distanță de Hârșova, să aibă acces gratuit la tehnologie. Accesul la internet înseamnă acces la informație, înseamnă educație mai ușor oferită, de ce nu chiar și tinerilor, pentru că ai acces la un video care nu trebuie să fie neapărat un desen animat, poate să fie un documentar, poate exact, să fie un video exact. Prin care înveți să faci ceva. Este, cum spuneam mai devreme, este un pas de a avea acces la cultură. Pentru că pot spune, dar bineînțeles că vorbim, doamne, dar stai puțin, că internetul cu părțile lui bune și cu părțile lui mai puțin bune. Nu, această platformă va fi internet cu părțile lui bune, pentru că părțile mai puțin bune ale internetului vor fi blocate. Da? Cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Și atunci, efectiv, va fi, plus că primul an și voi continua după aceea, traficul pe internet va fi monitorizat. Și automat... Veți avea o imagine foarte clară a ceea, pentru ce este folosită această rețea, cu alte cuvinte. Da, bineînțeles, și vom putea, efectiv, în funcție de din ce am înțeles și am discutat cu persoana care se va ocupa, pentru că am semnat contractul chiar acum două zile. Am semnat contractul sau ieri, sunt atât de multe încât da. Această emisiune e filmată, trebuie spus, pe 24 ianuarie și va fi difuzată în zilele imediat următoare. Deci la momentul la care suntem, pe 24 ianuarie, ați semnat da, o da, zi da. Sau două înainte. Okay. Mulțumesc frumos pentru completare. Și am și spus, doamne, vreau să monitorizăm accesul, pentru că în funcție de ce vor dori hârșovenii, noi putem să completăm, să spunem, foamelor de cultură. Iar dacă vom vedea că nu vor avea și eu intenții către anumite site-uri pentru informarea cetățeanului, putem noi să venim și să le aducem în prim plan, cu alte cuvinte, să îi îndreptăm către... Îi dirijați, da. Îi dirijăm, de altfel, primăria are un site bine pus la punct, pe care sunt, așa cum spuneam, și acele înregistrări. Știu că lucrați la lucrăm el și... Lucrăm la el, da. V-am spus, dacă mă întrebați pe mine, eu nu sunt nemulțumit, dar vreau și veți vedea... E loc de mai bine, exact, cu alte acest cuvinte. Proiect, de ce vă spuneam, că începând cu 1 ianuarie se intre pe registratura online, este, de fapt, o platformă City Manager, se cheamă. Este o platformă în urma căruia asigur nu doar o registratură online, ci asigur o comunicare online cu cetățeanul. Cetățeanul, dacă va dori, va putea efectiv petiții și tot ce va dori, să documente, să le depună online, începând cu certificate de urbanism, cu eliberări de autorizație de construire, cu tot ce va dori cetățeanul. Inclusiv am discutat, vreau să implementăm ca acele nu banale, că nu sunt banale, sunt importante, dar acele certificate fiscale să nu mai vină la primărie. E un lucru mare, da. Deci vreau să vă spun că, nu exagerez, dar cred că zilnic pierd poate jumătate de oră puse cap la cap să semnez acele certificate fiscale. Este când timp totul pierdut, poate fi făcut online, electronic, da, este și timp mai simplu. De cetățean, în primul rând, pentru că vine și stă și așteaptă. Nu, efectiv,
În momentul în care se va da drumul la această platformă, cetățeanul, dacă cineva dori, dar ușor, ușor vor dori toți, efectiv va intra, își va spune numele, va băga rolul pe care îl are în primărie, va avea un user și o parolă pe care după aceea și va schimba și dacă va dori eliberat de unui certificat fiscal, va intra acolo, vor fi niște câmpuri presetate, nume, prenume, pentru ce dorește certificatul fiscal, dă exportă și în momentul acela este automat debitat cu 5 lei cât costă eliberarea unui certificat fiscal. Sincer mă gândesc, dar trebuie să discut aici, n-am spus, o află acum dacă vă urmări emisiunea doamna director economic. Mă gândesc ca pentru persoanele ce vor face tranzacțiile, să spunem, vor solicita informațiile online să fie scutite de taxe. O idee foarte bună. Și atunci spun, doamne, îi motivezi și mai mult. Exact, da. Exact, da. Când sperați că acest sistem să fie implementat? Păi acest sistem, v-am spus, partea de registratură electronică am și dat dispoziția, începe de la 1 februarie. Iar pentru cetățeni să știe că vor vedea și aceste dispoziții pe site. Am spus dispoziția, am spus la modul prietenesc, pentru că vreau să consider că deja, cunoscându-ne acolo, creăm o echipă. Le-am și spus, doamne, noi stăm la muncă aici 8 ore, stăm mai mult decât stăm acasă. Deci trebuie să fie o a doua familie aici. Și cu bune, cu rele, cu anumite, știu eu, poate mai sunt și neînțelegeri, da? Neînțelegeri uneori, trebuie să trecem peste ele. Absolut. Și le-am spus foarte clar, trebuie să gândim că aici stăm și să ne facem viața cât mai ușoară, cât mai ușoară. Dar asta nu înseamnă că, și să nu se supere pe mine, că nu voi trece și am trecut în dispoziție, că nerespectarea acestei dispoziții constituie abatere disciplinară și se va sancționa. Absolut. Deci, cu alte cuvinte, această dispoziție am dat-o de la 1 februarie să implementăm această aplicație la modul că trebuie și îi rog pe colegi din primărie să nu mă forțeze. Să înțeleagă că este spre binele locuitorilor. Este spre binele lor și că este o evoluție, domnule. Noi asta vreau să, exact cum mi-a spus domnul care mi-a prezentat proiectul, l-am discutat, l-am luat. Zice, domnule, eu aveam o vorbă. Unii zboară pe Marte, se gândesc să facă aselnizări spre Marte și noi încă rămânem la dosarul cu șina, până la urmă. Sincera și ciocanul, cum s-ar spune, da? Pe aceeași expresie mi s-a zis, domnule, digitizarea aceasta pe care doriți să o implementați e ca și cum ați încerca un prim pas să mergeți pe lună. Pentru unii, acolo unde americanii au ajuns din anii 60. Da, din anii 60. Pentru unii sună bine, pentru alții probabil că va fi un motiv de ironie. Nu, domnule, eu vreau să ajung pe lună. Dacă nu am aspirații, cu siguranță voi rămâne mic. Haideți să rămânem puțin la lucrurile mai pământești, să vă aduc înapoi pe pământ. Sunt cum pe pământ, stați, cum stați cu infrastructura? Ce se întâmplă acolo și ce proiecte ați dus la bun sfârșit sau ce mai aveți în lucru din punct de vedere al infrastructurii? Păi, ce pot să vă spun este că am finalizat un proiect prin PNDL de asfaltare a 10 km, din care aproximativ 2 km și jumătate au fost străzi asfaltate în satul Vad 2 și la Ferma 1. Mergeți mult și către zonele, și către zonele periferice, dar zonele care poate au cea mai mare nevoie până la urmă. Da. Am mers și acolo pentru că am spus din start, sunt hârșoveni. Toată lumea spune, doamne, sunt plătitori de taxe și impozite și am drepturi. Ok, avem și obligații. Deci nu intru în discuția asta, sunt plătitori de taxe și impozite și vreau să mi se asfalteze strada. Își plătesc oamenii taxele acolo? Își plătesc, da. Dacă sunt bun plătitori, atunci le merită. Dar și dacă nu... Ei au fost buni plătitori și până acum și totuși o spun cu subiect și predicat. Nimeni nu s-a gândit să asfalteze. Atunci cu atât mai mult merită să fie. Eu am făcut, am gândit atunci, pentru că puteam diferența de 2 km și jumătate, în urma acestui proiect au mai rămas, nu multe, au mai rămas vreo 2-3 străzi micuțe, adevărat, neasfaltate, dar aș fi putut să reabilitez alte încă 2-3 străzi. Dar am spus, domnule, atâta timp cât aceste străzi au încă un asfalt, haideți să mergem pe zone, pe străzi neasfaltate și vreau să vă spun și hârșovenii știu, am asfaltat străzi ce n-au avut asfaltul în ultimii 30-40 de ani și inclusiv străzi care nu au fost niciodată asfaltate. Deci i-a scos din oroaie, cum spunea cineva. Da, cum spunea cineva, o spun la modul foarte serios și asumat, da, am scos anumite străzi din noroi. Da? De ce? Pentru că am spus, doamne, nu m-am gândit că ești plătitor de taxe și impozite, m-am gândit că ești om, ești hârșovan ca și mine. Și atunci, de ce faptul că eu sunt în centru, am acces la un asfalt, o apă, canalizare și un iluminat public
Și un cetățean care este undeva la periferie, nu. Și am încercat să elimin acest dezechilibru. Până la urmă, omul care iese din curtea sa, pentru el cel mai important lucru este să aibă, eu știu, o rețea de apă, canalizare și un drum sau un trotar amenajat așa cum trebuie, să nu iasă din curte să ajungă în oraie, pentru că simte în felul ăsta că aparține de un oraș. Exact. Și nu numai, am spus, pentru că, vedeți, discutăm plecând la o idee și ajungem la o altă idee, pentru că dezvoltarea unui oraș nu înseamnă doar infrastructură. Vreau să vă spun că am implementat și suntem în ultima fază, Hârșovin deja au văzut, am în tot orașul, plus ferma 1, plus Vaduoi, avem iluminat public, stradal, cu LED. Deci, economie pentru buget. Economie pentru buget și nu mai avem cum era înainte, avem o lampă din 2 în 2 stâlpi sau din 3 în 3 stâlpi. Nu, efectiv, fiecare stâlp are o lampă cu LED. Deci acum plătești și mai puțin, ca și primărie, pentru iluminat și aveți și oamenii se bucură de lumină mai bună, de... Inclusiv de o siguranță pe timpul nopții. Absolut. Am mai spus-o și hârșovenii au văzut și ei. Eu când plec de la mine de acasă, de sus, de la cinematograf, cum spunem noi, eu pot vedea pe un kilometru și până toată strada, până la spital, la ieșirea Ciobanu. Cum era înainte? Până unde vedeți? Păi înainte. Până la prima străduță, probabil. Da. Adică știți cum e, până la urmă, nu vreau să mă laud. Deci, domnule, sunt lucruri normale, spunea cineva. Da, ok, sunt lucruri normale. Dar dacă am uitat că această normalitate nu aveam înainte, atunci trebuie să vă reamintesc faptul că eu, înainte de a gândi dezvoltarea unui oraș, a trebuit în primul mandat acum să gândesc lucruri normale să le stabilesc în comunitatea mea. Și după ce am stabilit, zic eu, în mare parte lucruri normale, acum mă gândesc și la lucrurile de digitizare, de... Cu siguranță. Era nevoie de această normalizare, avea Hârșova nevoie în primul rând de chestiile de bază, adică chiar așa nu existau sau nu erau bine puse la punct? Nu erau bine puse la punct. Am spus-o și o pot arăta pe teren sau din documente, pe o hartă, din birou, și se va vedea că acest proiect al meu a prins mai mult străzile din inelul 2 al orașului, să spunem, da? Deci mă extind, inclusiv zona din port. Pentru că nu putem, când vine un turist, nu poți să-i spui turistului, știi, uite, iau pe strada asta asfaltată care te duce nu știu unde. Nu. Da, nu poți să iei la dreapta, nu că poți e noroi, dar poți să mergi de înainte. Turistul când vine, el vrea să vadă orașul și atunci, pentru că acum gândesc că o broșură pe care vreau să o finalizez, știu eu, până sfârșitul lunii martie, prin care să, odată cu venirea primăverii și cu apariția spunem turiștilor în orașul Hârșova, să poată vedea punctele de atracție în oraș. Avem și noi împreună cu domnul profesor, pot spune Dogaru, am discutat treaba asta, astfel încât să începem. Punctul 1. Cetatea, punctul 2, biserică, punctul 3, casa unde s-a născut nu știu cine, punctul 4. Și fac un traseu undeva de 12-13 puncte de atracție pentru turiști, pentru că și Hârșova are istorie, numai că ea a fost lăsată în negura timpului. Trebuie până la urmă, cetatea este acolo de 2000 de ani și e nevoie să fie pusă în valoare și să... Cetatea, vă pot spune că pe un alt proiect al Consiliului Județean de data aceasta, se va reabilita stadiul, din ce informații am primit, se lucrează la proiect, urmând ca undeva până în sfârșitul lunii iunie-iulie să fie finalizat proiectul și apoi să înceapă construcția. Iată că durează, da, pentru cei care... Așa cum spuneam, contestă, e nevoie de aviz de timp. Pentru cei care contestă, de exemplu, un proiect local de data aceasta, pe fonduri europene, România-Bulgaria, reabilitarea școlii vechi, unde le-am spus tuturor, oameni buni, proiectul acesta se derulează. În cadrul acestui proiect se reabilitează școala veche, cum îi spunem noi, ansamblu cu Vasile Cotovu, și casa pedagogului va fi bibliotecă de cartier, a școala veche va fi muzeul orașului, pe care îl vom transforma, am discutat cu domnul profesor Nicolae, ușor, ușor să fie un muzeu regional. Era acel proiect care avea o zonă de biciclete și de... Exact, exact. Acest proiect, l-am sunat la licitație pe două loturi. Partea de construcție a școlii și partea de asfaltare a străzilor ce leagă școala veche de cetate și de centru. În ce stadiu sunt acum cele două secțiuni? Păi străzile sunt finalizate în proporție de, haideți să spunem, 95%. Deci tot ce a însemnat asfalt s-a asfaltat.
urmând doar ca două tronsoane, proiectantul a dat ca soluție tehnică betonul, a venit vremea rea, nu se mai poate lucra, nu se poate turna beton, dar în momentul în care știu eu, jumătatea lunii februarie, martie, când timpul va permite, efectiv se va mai turna beton și pe cele două tronsoane. Și efectiv, din punct de vedere al acestui lot, proiectul este finalizat pe asfaltare. Vă pot spune, cu școala veche, chiar ieri am discutat, o întreagă epopee. Da? Dacă ar fi fost lucruri, nu știu, nu vreau să acuz birocrația în România. Poate că și în alte state birocrația este la fel de greoaie, numai că ei reușesc poate să meargă mai, să treacă peste. În condiții normale, dacă mă întrebați pe mine și dacă firma ce a participat prima dată la licitație ar fi fost o firmă serioasă sau nu serioasă, pentru nu vreau să dezvolt aici. S-ar Dar se poate vedea, se poate vedea pe SICAP ce firma a participat și ce lucrări au făcut, da. Au făcut și au luat. A se face. Dar dacă această firmă ar fi îndeplinit condițiile, teoretic ar fi trebuit să semnezi contractul de începere a lucrărilor de reabilitare a acestei școli undeva sfârșitul verii, jumătatea lui septembrie cel târziu. Anul trecut. Anul trecut. Da? Pentru că nu au venit la licitație pe SICAM, nu au ridicat documentele așa cum trebuiau, deși am solicitat clarificări, am fost forțat să îi resping, am scos a doua oară la licitație, iar s-a prelungit. Acum a venit o altă firmă între timp și am trecut de faza evaluării tehnice, de evaluarea economică și suntem doar la ultima fază, să spunem, mai rămâne luni la ora 13, vom afla dacă am trecut și de a treia fază, faza duaie, de verificare efectivă a documentelor ce justifică o asumare atunci când au depus documentația pe SICAP. Teoretic n-ar trebui să mai aveți surprize. Bun, și asta ar însemna că din prima oară de când... Asta ar însemna că vreau foarte repede, nu din primăvară, vreau foarte repede să semnez contractul cu firma aceasta, pentru că efectiv ei pot veni pe urmă să îngrădească, să-și facă organizarea de șantier și până să înceapă construcția efectivă, pentru că e acolo, e de mai întâi de eliberat structurii instabile din acoperiș. Da? Adică mai întâi, înainte de a construi, trebuie să facă puțină curățenie. Exact, da. Deci, ce pot să vă spun este, dar vedeți, mă feresc să mai dau termene, pentru că am avut atâta experiență în aceste ani și jumătate încât eram sigur de un lucru, îl spuneam cu certitudine și acum se întoarce împotriva mea. Păi n-ai spus dumneata, domnule primar, că fără să fac o analiză, că domnule, dacă am spus un lucru la momentul respectiv, are să ne raportăm la momentul respectiv. De ce ai spus atunci? Nu acum, nu se realizează pentru că ai spus tu atunci ceva. Sunt mulți factori care intervin în cadrul derulării unui și proiect. Și care țin și de seriozitatea unor firme despre care vorbeați și așa mai departe. Nu ține numai de voința primarului sau de, eu știu, pașii pe care îi întreprinde o echipă din primărie. Da, pentru că am avut o altă experiență cu o altă firmă. Ia câtă, vedeți, fără să se supere nimeni pe mine, dar și voi reveni la experiența de care vă spuneam. De când sunt primar, de 3 ani și merge pe 4 ani de acum, spunem, aproape 4 ani de zile. Doamne, se poate vedea. Pe POR avem 4 proiecte, urmează al 5-lea să fiu chemat la semnare privind construirea de 2 blocuri sociale și asfaltarea de alte 4 străzi. Da? Dar în total avem în momentul de față 8 proiecte pe fonduri europene. 4 pe POR, 1 pe POCU și 3 pe Interregiul România-Bulgaria. Municipiul Constanța, nu știu dacă are atâtea. Nu știu, dacă, nu vreau să mă raportez la alte. Eu îmi văd de mine. Întotdeauna am spus... E un lucru bun, asta vreau să subliniez. Discutând doamnei director de la Tehnic, spunea, domn primar, dacă mai accesăm încă un proiect pe fonduri europene, că vine al 9-lea, urmează să fiu chemat la semnare, dar până nu semnez contract de finanțare, nu spun că este al 9-lea și cetățenii nici nu știu de el, dar îi voi informa. Vorbim despre toate la momentul potrivit. Da, la momentul potrivit. Dar doamna director spunea, domnule, dacă mai depunem încă un proiect și se aprobă și îl semnăm, vom avea un proiect la 1000 de locuitori. Da, e o cifră foarte bună. Noi avem 10.000, noi avem 11.000, dar cel puțin a forțat-o doamna director, dar este o idee,
de analizat, să mai depunem și să depunem. Chiar aseară, în ședința de Consiliu, am depus un proiect de hotărâre prin intenția noastră de a mai depune un proiect pe o axă privind dezvoltarea turistică a zonei și aici discutăm de un festival pescăresc cu dotarea de casă de cultură, de scenă, toate cele tot ceea ce ține pentru buna desfășurare a activității casei de cultură, da. Deci vom depune în continuare. Vreau să vă spun că eu are să mergem mai departe. Cu atâtea proiecte, pentru că ne și apropiem cumva de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, cu atâtea proiecte în desfășurare și pe care sunt convins că vreți să le vedeți duse la finalizare, mergeți mai departe, candidați din nou la primăria Hârșova? Da, voi candida. Mă obligă, am mai spus-o, mă obligă în primul rând conștiința. Mă obligă apoi respectul care l-am față de prieteni, față de cetățenii care și-au pus speranța în mine. Și mă obligă, nu în ultimul rând, mă obligă proiectul privind racordarea orașului la rețeaua de gaze. Este un proiect mare, este un proiect greu, este un proiect pe care l-am derulat. Luna trecută am trecut prin Consiliul Local, să spunem, am parcurs o ultimă etapă și am scos, am aprobat prin Consiliul Local documentația privind concesionarea acestui serviciu de gaze, astfel încât într-un interval de timp să-l pot scoate pe SICAP și să vedem dacă vine cineva. Acest proiect mă obligă pentru că, știți cum e, eu știu ce pot face eu, nu știu ce pot face alții. Și-au manifestat deja intenția, mă rog, sau și-a manifestat foarte vocal un cetățean. Ce a mai fost? Sincer, a fost primarul meu 8 ani de zile. Dacă aș fi fost mulțumit, poate l-aș fi susținut. Bun, dacă ești primar, arăți în timpul mandatului. Arăți ce poți să mandatul, faci, exact. Cuvinte, da. Eu proiectul acesta cu gaze l-am demarat, știu unde este, știu că îl pot finaliza, dar știu pe baza evaluării muncii mele. Nu pot să-mi las pe altcineva care a fost și care n-a făcut să zic, uite, domnule, ok, haide că vei continua dumneata. Nu, s-ar putea să intre, să dea cu ăștia în gard. Și nu, mulțumesc frumos. Aș vrea să vă întreb la final, ok, candidați, mergeți mai departe. În momentul în care te gândești să mergi mai departe, nu vreau să vorbim despre promisiuni, ci mai degrabă să vorbim despre ideea de, să le spunem, proiecte de viitor. De ce ar avea nevoie Hârșova în momentul de față, dacă ar fi să vă gândiți poate la unul sau două proiecte de amploare, și acesta cu gazele este foarte important, mergeți mai degrabă pe ideea de dezvoltare turistică, mai da. Este de lucru în oraș, da, care ar fi mult de lucru, axele da. Principale ale unui viitor mandat al dumneavoastră? Un viitor mandat al meu, v-am spus, în primul rând voi încerca acest proiect pe care l-am început acum, repet, pentru cei care vor dori să mă asculte. Nu este un proiect de racordare la o rețea de apă sau este un proiect de racordare la rețeaua de gaze. Gazele vin de undeva de la 41 de kilometri. E un proiect greu. Răscoliți tot orașul și infrastructura, dar le oferiți oamenilor confortul de care au nevoie pentru a avea căldură și, eu știu, le ofer posibilitatea să mai pășească încă o treaptă pe scara civilizației. Absolut. Să renunțe la lemne, la cărbun și așa mai da. Departe. Dar aici discutăm despre confortul cetățeanului. Nu pot spune că în primul rând, pentru că sunt pe aceea și confortul cetățeanului este primordial, dar și posibilitatea de dezvoltare economică a orașului. Dar v-am spus, în afară de acest proiect amplu, ce nu poate fi finalizat într-un an, 2-3, da? Este nevoie de continuitate, mi-am stabilit. Adevărul este că îmi stabilisem ca până la sfârșitul anului 2019 să putem obține statutul de stațiune balneară. Numai că și aici este un proiect la fel destul de greu și, sincer, sunt puțin blocat de această legislație și cu această ocazie voi dezvolta puțin că pe lângă hârșoveni poate vor avea curiozitatea și politicienii județului Constanța să se implice până la urmă. Și să se implice, pentru că este un lucru foarte, zic eu, foarte mic ce poate fi făcut. Despre ce este vorba? Obținerea statutului de stațiune balneară în momentul de față pentru Hârșova este, sau are să facă o introducere. În 1977
Și în 1992 s-au făcut teste ale apei termale pe care o avem la Hârșova. De atunci nu a făcut nimeni nimic. Nu mă laud, în 2017 am fost cel care încă o dată a mai făcut aceste teste prin Institutul Național de Resurse Minerale, deci efectiv am mod de față cu antetul Institutului, cu antetul Ministerului Sănătății, cu semnăturile persoanelor responsabile, am documente care atestă foarte clar că apa de la Hârșova, apa termală de la Hârșova are calități terapeutice. Da? Deci este de calitate și poate fi folosită în tratamentul mai multor boli. Nu o mai spun doar bătrânii care o simt pe propria piele, cum s-ar spune, de acum o spun și documentele. Și am scos 3 hectare din extravilan și le-am introdus în intravilan. Lângă faptul că a durat 2 ani și jumătate această procedură. O procedură la fel, foarte amplă și foarte greoaie. Nu mai discut, am rezolvat acest lucru. Acum vreau să obțin statul de stațiune balneară pentru a da posibilitatea ori pe o axă, era deschisă axa Suern, sincer nu mai știu dacă, cred că s-a închis, dar se vor mai deschide astfel de axe, cu sume de bani foarte consistente pe, axă, pe partea aceasta de stațiune balneară, ori să depun eu pe un fond european, ori dacă nu, să vină un investitor să se dezvolte acolo. Și atunci acele terenuri ar trebui folosite pentru construcția unui hotel, unui complex resort. Exact, un complex în zonă. Dar pentru a obține acest statut de stațiune balneară, vă spun la modul mare, trebuie, înainte de a obține acest statut, să am 100 de spații de cazare autorizate de Ministerul Turismului. Câte sunt în Hârșova, momentul de față? Momentul de față sunt până în 40. Nu ar fi un pas atât de greu de realizat. Nu ar fi problema, se pune că... Și nu ține neapărat de primărie. Nu ține de primărie, absolut. Este clar. Trebuie să vină investitorul să dezvolte aceste spații de cazare și apoi să meargă la Ministerul Turismului să fie autorizat corespunzător. Problema, sau mă rog, propunerea mea, pentru cine are urechi să audă, este așa. Oameni buni, schimbați legislația. Dați posibilitatea orașelor, nu vorbesc de Hârșova acum, dar tuturor orașelor, ce pot dovedi că au resurse minerale, că au bogății naturale, să le exploateze. Astfel încât, și acum vin cu caz concret pe Hârșova, dacă eu vin la Ministerul Sănătății și arăt că am un buletin de analize ce îmi spune foarte clar că acele ape sunt bune, sunt termale și bune pentru terapie, în secunda a doua ar trebui să mi se dea statutul de stațiune balneară. Corect. Și după aceea, dându-mi statutul de stațiune balneară, vă garantez că vor veni investitori în zonă. Pentru că pot să oferi și facilități acelor investitori. Dar dacă mergem pe ideea că obține tu 100 de spații de cazare și după aceea îți voi da eu statutul de stațiune balneară, niciodată nu va veni un investitor să construiască un hotel că în speranță o că să cineva obțină ceva. Absolut. Da? Da. Și te-am spus, doamne, dacă Hârșova are apă termală, cu buletin de analiză semnat de Institutul Național, da, bun, din start, hotărâre de guvern, că de fapt este o hotărâre de guvern, trebuie schimbată puțin procedura, prin hotărâre de guvern trecem în anexa respectivă, Hârșova are statut de stațiune balneară. Ok, Hârșova, de acum te descurci tu să te dezvolți. Da? Dacă nu știu ce oraș, doamne, ai mâl negru de... Da, da? Nămolul acela, da? Proprietăți medicale. Ok, îți dau din start statut de stațiune balneară și este treaba ta să te dezvolți. Noi avem resurse naturale și suntem blocați de... Poate nu degeaba romanii au construit o cetate acolo, poate au știut ce au și ce bogății au și atunci este păcat să nu folosim aceste resurse naturale în folosul localnicilor, pentru că dezvoltarea unui oraș din punct de vedere turistic înseamnă o dezvoltare a economiei orașului, dezvoltarea care, cum să zic, va îmbunătăți indirect și viața locuitorilor. Da, și înseamnă inclusiv și siguranța cetățeanului, pentru că m-ați întrebat de viitor. V-am spus un prim proiect al meu, efectiv finalizarea acestui proiect de gaze, al doilea, obținerea statutului de stațiune balneară și demararea unor. Pentru că vreau să vă spun și încerc scuze dacă voi prelunge puțin. Nu e nicio problemă, suntem aici ca să dezbatem tot acest și să clarific, pentru că până acum, doamne, de ce nu discuți? Nu discut pentru că am fost foarte prins, în general așa am fost eu educat de mama. Doamne, pune mâna și muncește și cu vorba mai puțin. Dar vreau să vă spun în felul următor, că lumea spune, dom'le, avem ape termale undeva pe malul Dunării, de ce nu le valorifică primăria? Vreau să fie foarte clar înțeles un lucru. Acolo,
terenul respectiv nu este al autorității locale, este terenul RNP-ului, Regia Națională a Pădurilor. Deci noi nu putem construi acolo. Unul la mână. Doi la mână. Dacă aș lua acel teren într-un schimb de 1 la 5, cum îmi permite legea, nu pot construi pentru că este zonă inundabilă. Hârciovenii știu, oricum am fotografii pentru a dovedi cele spuse pentru cei care sunt... Și atunci e nevoie de investiții suplimentare în acea zonă? Nu, pentru dar nu se poate construi în zonă inundabilă. Am fotografii cu acele bazine pe timpul verii când apa este ridicată, primăvară spre vară, în care inclusiv șoseaua ce leagă drumul național de acele băi este inundată. Da? Deci nu se poate construi acolo. Dar și dacă s-ar putea construi să nu fie zonă inundabilă, acolo, fiind foarte aproape de Dunăre, este în zona de siguranță a navigației, unde spune foarte clar că 30 de metri de la linia apelor medii spre uscat nu se poate construi, indiferent de forma de proprietate, pentru că acolo, fiind zona de siguranță a navigației, se pot oricând monta semne de navigație, balize, faruri și toate alea. Da? Deci, am explicat acum pe scurt trei motive pentru care acolo nu se va putea construi nimic. Dar presupun că acele ape termale și ape bogate în, eu știu, resurse minerale pot fi captate, pot fi duse mai departe, evident, cu niște investiții considerabile în alte zone. La... Bineînțeles, dar vă pot spune că Hârciova stă pe un astfel, pe un astfel de bazin. Pe un... Da. Nu este nevoie să captăm, să ducem de acolo. Mai sunt încă 4-5 puțuri. Hârciovenii știu unde mergeam cu părinții mei, cu tata, Dumnezeu, mă ducea pe acolo, la vechile bazine de apă termală. Hârciovenii au uitat bazinele care sunt mult mai frumoase, mult mai plăcute. De ce? Pentru că e mult mai comod. Am devenit comozi noi ca societate. Dar dacă s-ar putea să intrăm cu mașina în magazin să ne facem cumpărăturile, ar fi perfect. Da? Oamenii au uitat să meargă la vechile bazine unde acolo, dacă veți dori să mergem odată, am să vă arăt o piscină construită din timpul lui Ceaușescu. Să vedeți ce rezistentă e și ce a durat. Da? Acolo se poate dezvolta. Acolo este terenul orașului. De acolo am prelevat probe și acolo a venit o firmă ce a filmat întregul puț până la talpă, cum se spune, până jos. Acolo gândesc să dezvolt zona, pentru că dincolo nu este zona noastră. Da? Dar revenind, să nu mai discutăm, că e mult de vorbit și nu vreau să, poate să pierd anumite... E un subiect foarte bun și foarte, dar trebuie să înțeleagă oamenii... Trebuie discutat separat. Absolut. Revenind și de siguranța cetățeanului, vreau să vă spun că în mandatul următor, un alt pas în ceea ce înseamnă siguranța cetățeanului, pe lângă iluminatul public, pentru că iluminat public descurajează automat actele de vandalism, de violență, vreau să implementez un sistem de... între 35-60 de camere. Acum am fost la un camere de supraveghere publice. Camere de supraveghere publice, dar spre deosebire de acestea pe care le avem acum, vreau să fie camere cu recunoaștere facială și recunoașterea numerelor de mașini și recunoaștere implicit. Am văzut demo și bănuiesc că și noi asta ați auzit. Absolut. Asta am luat așa un alt pas în Smart City. Efectiv, camere care să aibă un soft integrat și să identifice inclusiv gesturi de violență, gesturi și automat, când a identificat camera un gest de violență, ia camera să vină să facă sesizări către 112 sau către 024922 poliția locală. E un pas înainte, cu siguranță. Da. Adică, și aici vedeți că, nu știu dacă mai este timp să discutăm, dar dacă tot am pomenit de poliția locală și poliția națională, vreau să le spun cetățenilor că siguranța în orașul Hârciova nu este asigurată doar de poliția locală. Siguranța în orașul Hârciova trebuie asigurată și de poliția națională și aveți de... Aveți o colaborare bună cu ei, își fac treaba? Haideți să spunem că se poate și mai bine. În condițiile în care, în momentul de față, nu mai avem decât un singur polițist din informațiile mele pe parte de siguranță de ordine publică, e o problemă. Mă bucur în schimb că aici urmare rugăminților, apelurilor și insistențelor s-a aprobat reînființarea a 3 posturi de rutieră, urmând ca să într-un viitor foarte apropiat să vină și oameni care să înceapă puțin și să ia la puricat traficul rutier în orașul Hârciova. În urmă, ține tot de siguranța, oamenilor, cetățenilor. Da. Exact. În momentul în care ieșim pe stradă cu copiii și sunt tot felul, fără să se supere nimeni, că spun și nu folosesc cuvinte jignitoare, când spun tot felul de nebuni, am mai spus, eu am creat o situație foarte ciudată, foarte periculoasă. Repet, nu generalizez, hârciovenii știu la cine mă refer, la acei teribiliști care... Au carnetul de o lună, două, trei,
și au dat și de un asfalt. Această combinație, un carnet proaspăt și cu asfalt, un teren de joacă, este da. Foarte periculoasă. Vreau să vă spun că după ce am asfaltat acești 10 km, am primit solicitări pe aceste străzi să pun limitatoare de viteză. Pentru că au început copiii să meargă liniuțe, frâne și toate astea. Vedeți? Din punctul meu de vedere, dezvoltarea vine și cu anumite riscuri. Cu anumite riscuri, da. De-aia spun, sunt multe, dumneavoastră mă întrebați de proiecte de viitor. Pe lângă faptul că doresc să susțin mai departe dezvoltarea educației, n-am discutat despre dezvoltarea din punct de vedere al sănătății. Unde aici? Da, acolo trebuie spus faptul că recent ați inaugurat... Nu, n-am inaugurat. Nu inaugurat, ați reamenajat, ați reabilitat zona aceea de heliport pentru helicopterul Smurge. Acolo, mai întâi să începem cu o parte mai... sau să începem cu începutul. Ce înseamnă un act de sănătate? Înseamnă în primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, echipamente performante. Toate discuțiile care le-am avut cu medici, doamne, noi am dorit să venim la Hârșova, numai că dacă nu avem echipamente... Nu. Și atunci am depus pe fonduri europene și chiar în perioada sărbătorilor Moș Crăciun ne-a făcut surpriza, surpriza ca aceste echipamente să fie livrate. Discutăm de dotarea ambulatorului cu echipamente în valoare de 1,2 milioane de euro, aproximativ fără TVA. Nu mai poate comenta nimeni. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, pe partea de educație, de sănătate, am închis orice comentariu ridicat de... La asemenea echipamente, cu siguranță, este vorba despre lucruri care se vor vedea și care au impact imediat. Oamenii știu că nu trebuie să mai facă un drum la Constanța, mai depinde o ambulanță care poate face o oră sau cine știe cât face până la Constanța pe timp de iarnă, poate chiar mai mult. Da. Atunci când este vorba de investigații medicale de urgență, atunci când este vorba de, eu știu, accesul la un, chiar și la elicopter, pentru că vorbeam de heliport, o să dezvolt mai rapid. Dați-mi voie să dezvolt, pentru că a ridicat... foarte multe păreri pro și câteva contra. Acum, trebuie să existe și contra, că dacă ar fi numai pro, atunci eu aș avea o problemă, am mai spus-o. Dar totuși, acele păreri contra să fie, domnule, pertinente și bine fundamentate. Eu spun mereu că dacă ai oameni care te vorbesc de rău, înseamnă că faci ceva. Înseamnă că faci ceva, corect, da. Așa este. Deci, cum spuneam, dotarea ambulatorului. În paralel, am început acest proiect pe care l-am susținut nu din taxele și impozitele hârșovenilor, cum spun unii, ci efectiv din venituri extrabugetare, venituri pe care le-am adus la bugetul local, alergând la București, ba la Constanța, ba la București, ba la Constanța. Hârșova, în momentul de față, are un buget de funcționare. Hârșova nu are un buget de dezvoltare, să fie clară treaba aceasta. Și în momentul în care a început acest proiect cu stadionul, ce, repet, s-a stagnat, dar într-un viitor foarte apropiat îl vom continua, atunci am spus, doamne, când vor fi... Eu nu mă anticipam că se va întâmpla, că eu mi-aș fi dorit să termin stadionul, dar nu mă gândeam la acest lucru. Și atunci, doamne, când se vor face lucrările? Unde va mai ateriza heliportul? Helicopterul. Plus de asta am spus, chiar și acum, că s-au stagnat, acolo sunt firma care a plecat și a lăsat... fier beton și a lăsat schele și a lăsat pe acolo. Deci este foarte greu accesul. Și, doamne, vreau să fim civilizați. Dar cine vrea să gândească mic, să rămână mic. Eu vreau să gândesc la mai mare. Și atunci am spus, vreau în curtea spitalului, vreau să construim un heliport. Pe lângă faptul că ne ajută și în procesul de a transforma camera de gardă, cum s-a spune, de urgență, în centru de primiri urgențe. Și atunci când trecem la CPU, scăpăm de salarizarea de la casă și efectiv spitalul trece pe salarizarea de la minister și rezolvăm și problema. Automat aveți resurse mai, exact, mai bune pentru altfel spital. Discutăm. Adică cine vrea să înțeleagă, explic și va înțelege. Cine nu, doar haide să aruncăm cu piatra că avem pietre de prisos, poate să le arunce, n-am nicio problemă. Și acesta este motivul pentru care am construit acest heliport. Vreau să vă spun că nu ține de mine, efectiv iar s-a întâmplat încă un semn de la Dumnezeu și eu cred în aceste semne, motiv pentru care de aia sunt, voi continua. Uh-huh. Și fără să par arogant, le dau o veste, tot împreună vom fi și din iunie, zic eu. În prima zi a anului a venit un echipaj Smurt, a aterizat pe stadion,
După care, luând legătura cu viroconducerea spitalului și știind de heliport, s-au ridicat de pe stadion și s-au dus și au făcut o primă testare pe heliport. Totul a decurs normal, totul ok? Totul a decurs normal, totul este ok. Vreau să vă spun că am primit, prin concesia, am primit felicitările piloților, domnilor comandori. Foarte bucuroși, doamne, în sfârșit vedem. Și când spun acolo Zmurt 2, am întrebat și eu ce înseamnă, este Zmurt 2, al doilea heliport. Așa a fost catalogat, am înțeles, din județ, CT Zmurt, CT 2. Și eu spun așa, doamne, care este etapa? Păi etapa este în felul următor, în mod de față. Noi am finalizat construcția, dar urmează autorizarea la autoritatea aeronautică. Mai durează. Și iar acela. Acte, iar birocrație, iar puțin dar birocrație. Vor e un prim pas făcut. Se va finaliza. Totuși, vreau să vă spun că de atunci, din 1 ianuarie până acum, elicopterul a venit de două ori. Da? Ne dorim cât mai puțină urgență, dar este bine de știut că poate fi folosit și da. Că este la standardele impuse, poate, eu știu, europene sau naționale, exact, în acest exact, sens. Exact. Am spus și dacă nu va fi folosit. Doamne, și dacă nu va fi folosit, eu consider că este un lucru bun de făcut și de apreciat. În mână... multe alte servicii care le folosim mai rar, dar care sunt, cum dau de exemplu, cum avem un alt proiect, îmi doresc pe viitor un alt proiect, am discutat cu domnul colonel, conducerea de la ISUS, să depun pe fonduri europene, iată la altă idee, să construim o bază nouă pentru ISU, astfel încât să aveți mașini de pompieri exact. mai bine, eu știu, acum, găzduite acolo. Pe logica unora, care sunt doar, nu avem nevoie de heliport, pentru că ne vine elicopterul poate o dată sau de două ori pe lună sau de trei ori pe lună. Pe aceeași logică i-am întrebat, păi și atunci de ce nu mai avem nevoie de pompieri, pentru că poate nu avem un incendiu câteodată pe lună? Nu, clar, avem nevoie. Secundele sau minutele exact. Contează într-o situație contează, de urgență exact. Și deci, toate aceste lucruri... Sunt servicii de care ne avem nevoie și pe care trebuie să le apreciem, începând de la servicii ce înseamnă ISU, am vorbit de pompieri, am vorbit de sistem de educație, da? Sunt servicii de care poate unii nu le bagă în seamă sau nu le doresc. Eu le bag în seamă, eu le doresc, vreau să le dezvolt cu toată critica pe care mi-o aduc. Sau aveți o grămadă de proiecte în desfășurare și o grămadă de proiecte pentru un mandat viitor. Eu vă doresc mult succes. Aș vrea să ne reîntâlnim aici în studio sau la Hârșova în momentul în care fiecare dintre acestea este dus la bun sfârșit și să vorbim despre fiecare în parte și să vedem ce s-a făcut, ce ați făcut în folosul oamenilor și folosul orașului până la urmă. Mulțumesc mult pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Îi mulțumesc domnului primar de la Hârșova. Trebuie să vă spun și noastră mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și mai mult decât atât să ne sugerați oamenii pe care vreți să-i vedeți aici în studioul Constanța News, oamenii pe care vreți să-i auziți că vorbesc despre proiecte, vorbesc despre lucrurile pe care le-au făcut, pe care nu le-au făcut atunci când așteptați poate răspunsuri. Fie că este vorba de primarul din localitatea în care locuiți, fie că este vorba de un șef de instituție locală, pe toți îi așteptăm aici în studio pentru a discuta cu ei problemele și de ce nu reușitele pe care le-au avut în ultimii ani. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!